avortat, cum se spune uneori. Au fost câștigate, au fost câștigate cu luptă. Și noi asta am încercat cu ajutorul tinerilor să scriem fie de la zero, fie să completăm pagini de Wikipedia despre femei valoroase din mișcarea de femei și nu numai. Tocmai ca această informație să fie disponibilă oricui, să nu rămână doar în cărți de bibliotecă și cine știe ce enciclopedii la care este foarte greu accesul. Și o să vă pun o întrebare, sunt curioasă cum o să răspundeți, rog echipa să nu răspundă. Această întrebare am pus-o și în cadrul atelierelor. Știți în ce an au câștigat femeile din România drept de vot? Cine știe? În practică. În 90. Sau 96. Alt răspuns? 1929, la niște ceva locale. Exact. Deci în 1929, eu știu deci de unde vine răspunsul cu 1990, pentru că atunci a fost cu adevărat democratic. În 1929 a fost câștigat dreptul de vot doar la alegerile locale și doar pentru anumite categorii de femei. În primul rând, femeile care erau educate și nu erau un procent foarte mare. În acea perioadă, rata nu era foarte ridicată și femei funcționare. Deci era un drept restrâns. Ulterior, în alegerile generale, s-a câștigat în 1938 în Constituție, dar în practică în 1939, dar în perioada respectivă era o dictatură, dictatura carlistă, și iarăși nu vorbim de un context democratic. Deci cam asta am făcut noi în cadrul atelierului. V-am dat așa o fărâmă foarte mică ca să înțelegeți cum am lucrat noi cu acești tineri. Și am avut trei etape. Mai întâi am strâns materiale, am avut o echipă, n-am lucrat doar eu, am avut o echipă cu care am lucrat, atât de la Cluj cât și de la București. Eu o să le menționez acum, deși mă gândesc să le spun la final numele. Imola Conț de la Actedo, Irina Elisei, Adriana Radu, care i-a să-i dau cuvântul la un moment dat, și Dana Manțiș de la CPE. Și noi am strâns materiale, de pe unde știam noi că sunt referințe la mai multe personalități feminine, de pe enciclopedie. Am și comandat niște cărți de la Anticariat despre aceste femei. Am făcut o listă cu 40 de personalități feminine și am făcut un apel. Și în partea a doua, în etapa a doua, am zis, am ținut aceste ateliere care au durat câte 7 ore, în care le-am prezentat tinerilor. S-au înscris în total 28, parcă nu știu câte tineri au fost, cam sau la 14 la Cluj și 14 la București, care în cele 7 ore, în acea zi, în acel atelier, au aflat despre noțiunile privind egalitatea de gen, dar și despre un istoric al mișcării de emancipare a femeilor și un training despre cum funcționează această platformă Wikipedia, ce este ea și cum se publică pe ea. Nu este foarte complicat, dar sunt niște pași de urmat și niște reguli, niște norme de tratare pe care trebuie să le respecte. Aici sunt niște imagini de la atelierul pe care l-am ținut la Cluj în iulie și cu tinerii. Și la București, fix aici în Arthava, a avut loc, a fost foarte cald, spre deosebire de acum, atunci erau 40 de grade în iulie. Și după ce am făcut aceste ateliere, vedeți, eram și îmbrăcați altfel, nu mai lejer. Am avut această a treia etapă, pe parcursul a 2 săptămâni, ei au putut să prelucreze informațiile și să ne trimită în Word ce au lucrat în fiecare personalitate și o săptămână să publice și să le dăm un feedback pe ce au, cum au publicat, s-au mai împomolit. Ne-am avut și feedback pe partea de conținut, dar și pe partea de cum se publică pe Wikipedia. Și au rezultat, mai știu câte pagini, 26 de pagini. Acestea sunt paginile de la Cluj, fie, v-am spus, de la standardul formatul de CIOT, au fost completate, fie de la zero, făcute unele, și o să vă arăt chiar așa, să vedeți cum arată. A, fă un mege netul. O, de ce? Deci trebuie să închid prezentarea. Trebuie să închid prezentarea. Atunci o să vă las să vă uitați. Cum mă duc? Deci, am adus.
Sunt pe aici niște pagini printate, dacă vreți să vă uitați să vedeți cum arată. Personal vreau să... Să pun? Să le arăt? Dacă știu să face, doar așa să dar să vorbește. Am fost impresionată de unii tineri care au lucrat enorm de mult la pagini, nu mai mult decât le-am dat noi. Și s-a făcut de la zero și o pagină despre avortul în România. Pagina care nu exista, despre un istoric, cum a fost reglementată încercarea de sarcină la ce în perioada interbelică, ce s-a întâmplat în perioada comunistă când a fost în prima oară legalizat avortul în România, ce s-a întâmplat apoi când a fost dat decretul de interzicere și așa mai departe. Deci o pagină extrem, extrem de complexă la care au lucrat două tinere și le mulțumesc foarte mult pentru munca lor, pentru că mi se pare că e o resursă documentară extraordinară. Sunt curioasă dacă aici, în sală, este vreo participantă de la ateliere, nu? Că am invitat și confirmat două persoane, dar, în fine, e mai greu să intru la mulțumesc și mai vreau să spun că am avut chiar și o întâlnire cu reprezentanți de la Wikipedia. Adriana, dacă vrei să spui tu două vorbe cum a fost și după aceea dau cuvântul să continui cu activitatea. Mulțumesc! Mulțumesc, Valeria, mulțumesc tuturor care sunt aici. Cred că am început foarte mult de acest moment. Da, există Wikimedia România Moldova și există niște structuri, să zicem, voluntare, dar un pic mai oficiale, apropiate de Wikipedia, care au fost foarte dispuse să ne explice și să explice voluntarilor noastre cum se poate realiza o pagină de Wikipedia și noi am făcut asta. Dar a fost important să avem suportul lor și să ne simțim apropiați de instituția Wikipedia. Și o să facem imediat trecerea către sexul versus partea. Pentru mine a fost important să lucrez alături de colegele mele pe care Dorina le-a numit la partea asta de proiect, pentru că Wikipedia este o resursă așa de importantă și sexul versus varza cu platformele deschise la liber de video și Wikipedia funcționează basically pe același principiu și cred că este foarte important să avem toate aceste resurse disponibile, cum sunt toate resursele care au fost prezentate până acum, deci este și, sunt și valorile proiectului nostru în general. Eu donez la Wikipedia, asta mă face să vă spun că puteți în curând dona și la Coaliția pentru Egalitate de Gen. E foarte important să ne susțineți, să ne susțineți munca. Vrem ca la sfârșitul acestui proiect să continuăm existența unui secretariat. E foarte important să avem o structură centrală în direcția asta și avem nevoie de susținători. O să aflați despre campania noastră mai multe în curând, o începem. Și... O să continui cu prezentarea mea. Este Tatiana Radu de la Sexul versus Parma. Și imediat...